Evanghelia după Luca, capitolul 22. Și sărbătoarea azimilor, numită Paștele, se apropia. Și preoții cei mai de seamă și călturarii căutau cum să dea la moarte pe Iisus, căci se temeau de popor. Atunci Satan a intrat în Iuda pe nume Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Și Iuda s-a dus și s-a înțeles cu preoții cei mai de seamă și cu căpitanii cum să-l dea în mâinile lor. Și ei s-au bucurat și au căzut de acord să-i dea bani. Și el a promis și căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor în lipsa mulțimii. Apoi a venit ziua azimelor în care trebuia să fie jertfit Paștele. Și el a trimis pe Petru și pe Ioan zicând, duceți-vă și pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Ei au zis, unde vrei să le pregătim? Și le-a zis, iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei. Învățătorul îți zice, unde este camera de oaspeți în care voi mânca Paștele cu ucenicii mei? Și vă va arăta o cameră mare de sus, gata pregătită, acolo să pregătiți. Când s-au dus, au găsit așa cum le spusese și au pregătit Paștele. Și când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă și cei 12 apostoli împreună cu el. Și le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de a suferi, căci vă spun că de acum încolo nu îl voi mai mânca până când se va împlini în împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat un pahar, a adus mulțumiri și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun, nu voi mai bea din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat o pâine, a mulțumit și a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți aceasta în amintirea mea. Tot astfel le-a dat și paharul după ce au mâncat zicând, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată mâna vânzătorului meu este cu mine la masă. Și fiul omului se duce după cum a fost hotărât, dar vai de omul acela prin care este trădat el. Și au început să se întrebe unul pe altul care dintre ei să fie acela care ar face lucrul acesta. Și s-a iscat și o ceartă între ei ca să știe care dintre ei să fie socotit cel mai mare. Și le-a zis, regii neamurilor stăpânesc peste ele și cei ce au autoritate peste ele sunt chemați binefăcători. Dar între voi să nu fie așa, ci cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai tânăr și cel ce conduce ca acela care slujește. Căci care este mai mare, cel ce stă la masă sau cel ce slujește? Nu este cel care stă la masă? Și eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Voi sunteți cei care ați rămas cu mine în încercările mele și eu vă rânduiesc împărăția așa cum mi-a rânduit-o și mie Tatăl, ca voi să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe tronul judecând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și Domnul a zis, Simone, Simone, iată Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta și după ce te vei întoarce să întărești pe frații tăi. Și el i-a zis, Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare și la moarte. Iar el i-a zis, Petru, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Și el i-a zis, când v-am trimis fără pungă și fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? Și i-au zis, de nimic. Atunci el i-a zis, acum cine are o pungă să o ia și la fel și traista și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere una. Căci vă spun că trebuie încă să se împlinească în mine aceste cuvinte scrise. Și el a fost socotit în numărul celor nelegiuiți, căci lucrurile privitoare la mine au un sfârșit. Și i-au zis, Doamne, iată aici sunt 2 săbii. Și le-a zis, este destul. Și după ce a ieșit, s-a dus ca de obicei spre muntele măslinilor și ucenicii lui l-au urmat. Și când a ajuns la locul acela, el le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și el s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și a îngenunchiat și s-a rugat zicând, Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Și acolo i s-a arătat un înger din cer întărindu-l. Și fiind în agonie, s-a rugat și mai fierbinte. Și sudoarea lui s-a făcut ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și după ce s-a sculat de la rugăciune, a venit la ucenicii săi, i-a găsit dormind de întristare. Și le-a zis, de ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Și pe când vorbea el încă, iată că a venit o mulțime și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor și s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Dar Iisus i-a zis, Iuda, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului? Cei ce erau în jurul lui, văzând ce se întâmplă, i-au zis,
Doamne, să lovim cu sabia, și unul din ei a lovit pe slujitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Și Iisus a răspuns și a zis, lăsați, până aici. Și el i-a atins urechea și l-a vindecat. Atunci Iisus a zis preoților celor mai de seamă și căpitanilor templului și bătrânilor care veniseră la el. Ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Atunci au pus mâna pe Iisus și l-au condus și le-au dus în casa marelui preot. Și Petru îl urma de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut împreună. Petru ședea și el în mijlocul lor. O slujnică, văzându-l pe când ședea la parafocului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat de el zicând, femeie, nu-l cunosc. După o vreme l-a văzut altul și i-a zis, și tu ești dintre ei. Dar Petru a zis, omule, nu sunt. Și după ce a trecut cam un ceas, un altul întărea cu convingere zicând, într-adevăr și omul acesta era cu el, căci era galilean. Dar Petru a zis, omule, nu știu ce spui. Și îndată pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Și Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului și cum îi zisese, înainte de a cânta cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Și oamenii care îl păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. Și după ce l-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, profețește, cine este cel care te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Când s-a făcut ziua, s-au adunat împreună bătrânii poporului, preoții cei mai de seamă și cărturarii și le-au dus la sinedriul lor zicând, dacă ești Hristosul, spune-ne. Și el a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede și dacă și eu vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Și ei au zis cu toții, deci tu ești fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns, voi înși vă ziceți că eu sunt. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înși ne-am auzit-o din gura lui. Amin. Data trecută ne-am uitat puțin spre acel episod al arestării Domnului Iisus, de fapt al întâlnirii dintre Iuda și oamenii veniți împreună cu el și Domnul Iisus. Am văzut reacția ucenicilor, am văzut faptul că Domnul Iisus a ieșit înaintea ucenicilor lui, s-a interpus între ei și pericolul care venea și era vizibil cu torțe, cu lămpi, venea spre ei și a acționat cu adevărat ca un păstor care își protejează oile. Iuda a ieșit înainte după ce Domnul Iisus i-a întrebat și am văzut acolo o minune extrem de importantă. Domnul Iisus iese în întâmpinarea lor. Luca nu ne menționează episodul acesta. El ne dă alte detalii interesante despre ce s-a întâmplat atunci, dar Ioan este cel care ne spune ce s-a întâmplat. Domnul întreabă pe cine căutați și îi spun pe Iisus din Nazaret și la cuvintele lui eu sunt acela, ei fac câțiva pași în spate și cad pe spate. Dar imediat după aceea se ridică și asta arată răutatea și împietrirea naturii umane, a inimii, pentru că ei se ridică și nu sunt cuprinși de frică atunci când își dau seama ce s-a întâmplat, ce putere a ieșit și ce putere are Iisus. Și la a doua întrebare sau la repetarea întrebării, pe cine ziceți că căutați? Îi spun pe Iisus din Nazaret și el spune, eu sunt acela. Iuda în momentul ăla iese din mulțime și vine și îl sărută pe Domnul Iisus și întâlnirea aceea, apropierea aceea fizică între Iuda și Iisus, de fapt are o conotație, are ceva în spate spiritual, marea luptă spirituală între Iisus și Satan, între lumină și întuneric. Și despre asta o să vorbim și astăzi. Dar ucenicii lui își dau seama ce este pe cale să se întâmple, ne spune Luca, și atunci ei vin și îl înconjoară pe Iisus cumva să pună un
ca un zid de apărare uman între domnul lor și cei care voiau să-i facă rău. Și întreabă să lovim cu sabia? Da? Asta probabil și în lumina cuvintelor anterioare ale Domnului Isus, cine n-are sabie să-și cumpere sabie ca s-o sosi ceasul, trebuie să se întâmple lucrurile acestea. Și Petru nu mai așteaptă cuvântul Domnului, ci scoțând sabia din teacă, lovește pe primul care se apropie, care este robul, servitorul marelui preot, Malhun, ne spune numele lui Ioan. Evident că îl cunoștea și data trecută ne-am uitat puțin și spre a doua asta minune din acea noapte, și anume vindecarea urechii lui Malhu, pentru că Petru ratează, nu-l omoară, ci îi taie doar urechea. Acum mă gândeam, tocmai când am spus cuvintele astea, dacă Petru și-ar fi atins obiectivul și l-ar fi omorât pe Malhu, cum ar fi arătat minunea respectivă? Pentru că Domnul era hotărât să dea o lecție. Acolo nu era vorba doar despre niște incidente scăpate de sub control, ci Domnul era în deplin control asupra fiecărui detaliu. Eu cred că dacă Petru i-ar fi tăiat gâtul lui Malhu, Domnul l-ar fi înviat, ar fi reparat și în întregime, da? Gestul lui Petru. Ar fi însemnat asta că cei veniți acolo s-ar fi răzgândit și nu l-ar mai fi arestat pe Domnul Isus? Nu, deloc. E a doua minune pe care o face în decurs de 1-2 minute și asta nu îi împiedică pe ei ca să continue să continue în răzvrătirea lor și să persevereze în ura lor față de Domnul Isus. Domnul e cel care îi spune lui Petru și ucenicilor dacă asta ar fi fost calea, păi aveam la dispoziție 12 legiuni de îngeri care puteau să mă apere. Nu-i așa? Dar nu asta este voia lui Dumnezeu. Și el a muncit în rugăciune, fiind și ispitit în acele 2 ceasuri, tocmai ca să se împlinească, da, voia Tatălui în fiecare detaliu. Am început să ne uităm spre Petru și vom continua, pentru că în relatarea lui Luca, acum acțiunea se mută asupra lui Petru. Avem episodul cu Petru și cu tăgăduirea lui. Dar înainte de asta, aș vrea să mai privim spre grupul acesta amestecat de oameni care veniseră să-l aresteze pe Domnul Isus, pentru că ne-am uitat doar la Malhu și la Iuda până acum, dar grupul acesta de oameni, gloata, cum îi spune, dar să nu vă imaginați așa o gloată, un amestec de oameni care nu au un scop comun sau o coerență, nu. Sunt reprezentativi, din nou, pentru războiul spiritual care se dădea între Isus și Satan. În versetele 52 și 53 vedem cumva componența mulțimii ăsteia. Și citim versetele. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. N-aș vrea să trecem repede peste aceste ultime cuvinte ale Domnului înainte de a fi arestat, înainte de a fi legat, pentru că ele sunt încărcate de înțeles. Luca este cel care ne dă niște detalii interesante cu privire la această mulțime, gloată de oameni care au venit să îl aresteze pe Domnul Isus. Deci să nu ne imaginăm că era o mulțime de, eu știu, sclavi, de servitori care nu știau ce fac. Asta este un lucru foarte important. Luca ne spune că ei erau preoți cele mai de seamă, căpetenii ale străjerilor templului și bătrâni. Da? Dacă ne uităm în textul paralel din Ioan care scrie Evanghelia lui la ceva vreme după ceilalți trei, inclusiv după Luca, și el vine tocmai ca să dea anumite detalii.
Ne spune Ioan, de exemplu, că acolo era căpetenia, capitanul gărzilor templului. Da? Căpeteniile pe care le menționează Luca, evident, se referă, îl includ pe el și alți ofițeri de sub comanda acestuia. Asta este important, detaliul ăsta, pentru că Iudeea era sub administrație romană. Ei nu aveau propria lor armată, nu aveau dreptul să aibă propria lor armată și atunci soldații pe care îi întâlnim în Palestina, de fapt, erau soldați romani. Dar romanii au făcut o concesie și iudeii puteau să aibă gărzi ale templului. Deci ce avem aici nu sunt soldați romani, deși dacă vă uitați în limba greacă, termenii folosiți pentru ei sunt termeni militari romani. Da? Capitanul este un grad militar, termenul este grad militar roman. Este ceata ostașilor, cum spune Ioan, este cohorta. Da? Ăștia sunt termeni militari. Da? Dar nu sunt soldați romani aici. Aici sunt soldați ai templului, sunt soldați evrei. Evident că ei sunt cei care au venit înarmați și ei sunt cei care efectiv l-au imobilizat pe Domnul, l-au legat, l-au arestat și l-au condus ulterior la casa lui Ana și apoi la cea lui Caiafa. Soldații aceștia reprezentau puterea militară din Israel. Dar aici intervin detaliile din versetul 52. Pentru că Domnul se adresează puterii militare, reprezentanților puterii militare și acolo erau vârfurile. Da? După aceea se adresează bătrânilor și asta ne spune și Ioan. Da? Pentru că acolo au fost bătrânii, prezbiterii, dar la ce se referă? Membrii Sanhedrinului. Sanhedrinul era puterea politică. Bine, era tribunalul suprem, puterea politică și religioasă era amestecată, da? Nu era așa separată. Dar ei reprezentau puterea politică din Israel. Și iată-i, nu doar servitorii lor. Da? Deci Sanhedrinul a trimis reprezentanți în mulțimea aceasta, împreună cu soldații, să se asigure că ei îl arestează pe Iisus. Ei sunt... Sanhedrinul este, dacă vreți, al doilea actor din... grupul acesta și reprezintă puterea politică. Dar Luca este singurul care ne spune, și detaliul este foarte interesant, că aici au existat și trimiși ai preoților celor mai de seamă. De ce e important lucrul acesta? Evident că Domnul a fost dus la casa marelui preot. Știm după aceea, după procesele care au avut loc, procese ilegale, dar despre asta o să vorbim la timpul potrivit. Dar, efectiv, acolo, în confruntarea aceea dintre Satan care îl conducea, îl poseda pe Iuda și Domnul Iisus și oamenii pe care el i-a adus acolo erau liderii militari, liderii politici și liderii spirituali a Israelului. Țineți minte în Ioan 14 când spune Domnul că trebuie să își încheie cuvântarea pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine. Da? Și Domnul se pregătea pentru confruntarea asta, pentru întâlnirea asta. Și el își ia ucenicii lui, putea foarte bine să-i lase acasă. Da? Să-i lase acolo în locația unde au luat cina și masa pascală. Dar nu, îi ia cu sine în Ghețimani. Și Satan își ia oamenii lui. Și ceea ce, acum ne uităm spre ce oameni și-a ales Satan să-i aducă acolo în confruntarea aceasta dintre el și Domnul Iisus, între întuneric și lumină. Și nu trebuie să-l uităm pe Iuda, care reprezintă creștinismul apostat până la urmă. Adică cei care l-au urmat pentru o vreme pe Domnul Iisus, dar s-au dezis în mod oficial și ireversibil de el. Deci, toți aceștia, toate grupările acestea
sau reprezentanții lor își dau mâna pentru că l-au văzut pe Iisus ca un dușman comun și doreau să îl înlăture. Avem foști ucenici, ucenic, pentru că e doar Iuda, dar tipologia, da? Avem puterea militară, puterea politică și puterea religioasă folosite toate acestea de Satan în confruntarea aceasta. Acum, dacă gândim în termenii legămintelor, ne dăm seama că apostazia Israelului este aproape completă. Cine să mai fi rămas? În afară de ucenicii aia dispersați ai Domnului Iisus, care, da, au fost în stare să-și dea viața, să facă un zid uman ca să-l protejeze. Dar, până la urmă, cine a rămas? A mai rămas cineva care să împiedice cumva apostazia asta totală? Să nu uităm de popor, că am vorbit de lideri. Da? Poporul care până cu câteva zile în urmă era în toți ăștia 3 ani și ceva de lucrare a Domnului Iisus, au fost cumva împărțiți. Este, nu este Mesia. Da? De când a intrat Domnul Iisus în Ierusalim și ei l-au primit ca un rege mesianic, Iisus era aclamat și evangheliștii toți ne spun că poporul a adunat, și nu doar poporul din Iudeea, chiar din Palestina, din diaspora, că erau toți veniți din toate părțile la sărbătoare, îi sorbeau cuvintele. Veneau dis de dimineață, de dimineața până seara stăteau și l-ascultau. Ceea ce implică tocmai lucrul acesta, că poporul începuse să primească cuvintele lui, începuse să îi ia partea. Ba chiar ni se spune la un moment dat că erau uimiți și se bucurau de felul în care Domnul răspundea liderilor religioși și le astupa gura. Da. Cumva poporul este singurul actor care lipsește din scena aceasta și dacă ar fi prezent, apostazia Israelului ar fi totală și în termenii legământului ar fi tăiați. Din păcate, vedem poporul puțin mai încolo, da? În curtea lui Pilat, dar asta la timpul potrivit. Însă, în momentul acesta, avem toate aceste grupări, vârfurile, puterile, până la urmă, și reprezentanții societății sunt toți acolo împotriva Domnului Isus. Să ne uităm acum la mustrarea pe care Domnul le-o spune, ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, adică cu arme. Termenul pentru tâlhar e un bandit, un hoț. Ați ieșit după mine ca și cum aș fi un șef de tâlhari. Asta este prima mustrare pe care Domnul o dă. Și a doua este, ați venit după mine noaptea? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Da? Asta este a doua mustrare. Voi acționați în ascuns sub protecția întunericului? Da? Eu am acționat în public, eu am acționat în lumină. Și asta îi spune și mai târziu lui Ana. O să vedem. Da? Eu i-am învățat pe oameni ceea ce am avut de spus, am spus în templu. Tot ceea ce am făcut, am făcut la lumina zilei. Voi acționați în întuneric. Și asta este un reproș și o sugestie la ceea ce, de fapt, îi călăuzea pe ei și de partea cui erau ei în confruntarea asta dintre lumină și întuneric. Ceea ce spune Domnul în continuare este de o importanță covârșitoare. Asta este concluzia lui și sunt ultimele cuvinte pe care le spune înainte de a fi arestat. Dar acesta este ceasul vostru și a doua afirmație și puterea întunericului. Acesta este ceasul vostru. Din nou, când întâlnim expresia aceasta, ea arată controlul absolut al lui Dumnezeu asupra istoriei, asupra timpului și asupra faptului că, sau asupra tuturor evenimentelor. Asta înseamnă că
Nimic nu se întâmplă mai înainte de ceasul potrivit. Există o sincronizare perfectă între planul lui Dumnezeu și împlinirea lui în cel mai mic detaliu. Acesta este ceasul vostru, asta este ora voastră, asta este timpul vostru. De când conspirau ei? De multă vreme. Dar au putut să-și ducă conspirația să-și o realizeze? Nu. De ce? Pentru că Scriptura spune și Ioan repetă, încă nu-i sosise ceasul. Da? Există un ceas potrivit. Domnul însuși, înainte să plece din camera de sus, le spune, lucrurile scrise acum trebuie să se întâmple. Atât este de detaliat încât el în Ioan 14 își încheie cuvântarea, cumva ca să nu întârzie, în ghilimele, la acea întâlnire dintre el și stăpânitorul lumii. Pentru că toate trebuie să se întâmple la momentul potrivit, la ceasul potrivit. Uitați-vă și mai jos când Petru se leapădă nu a doua oară și nu a patra oară, ci a treia oară când îi spune Domnul, exact în clipa aceea, în momentul în care el vorbea, în momentul în care a rostit a treia dezicere publică. Da? Zice, în clipa aceea a cântat cocoșul. Din nou, ceea ce vrem să vedem în afirmațiile astea este sincronizarea aceea perfectă și că nimic nu se întâmplă înainte de vreme, nimic nu se întâmplă după ceasul hotărât de Dumnezeu. Asta este suveranitatea lui Dumnezeu la lucru în cel mai mic detaliu. Da? Au încercat mai devreme? Cu siguranță. Au reușit mai devreme? Nu. Mai târziu? Nu puteau. Da? Dacă nu i-ar fi sunat alarma capitanului gărzilor și ar fi întârziat, nu putea să se întâmple lucrul acesta. Glumesc acum, sunt ironic, vă dați seama. Nu putea să se întâmple lucrul acesta. De ce? Pentru că există un ceas potrivit. Un ceas hotărât de Dumnezeu. Și asta este valabil pentru Domnul Iisus, este valabil, de fapt, pentru fiecare dintre noi. Pentru că acolo sunt, în arestarea Domnului Iisus, sunt implicați direct și indirect sute de oameni. Da? Sunt sute de oameni implicați. Sanhedrinul are 70 de bătrâni. Sanhedrinul știa, erau pregătiți pentru lucrul acesta. Marele preot, Ana, nu era surprins. Nu i-au bătut ăștia la poartă și el să nu știe nimic despre ce se întâmplă. Ce căutați la mine la ora asta? Ana aștepta. Caiafa aștepta. Cu tot ce înseamnă casele lor. Deci sunt sute de oameni implicați, niciunul n-a lipsit de la întâlnirea aceasta. Și asta arată suveranitatea lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus spune, nu spune, acesta este ceasul meu. Da, Ioan spune, s-a împlinit ceasul. Dar Domnul Iisus spune, acesta este ceasul vostru. Da? Acum trebuie voi să acționați. Și asta implică nu doar suveranitatea lui Dumnezeu, dar și răspunderea pe care ei au, responsabilitatea pe care ei o au înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, cum a funcționat, da? Cum se împacă suveranitatea lui Dumnezeu și răspunderea sau responsabilitatea omului? În ce privește permiterea răului, că despre asta vorbim acum, da? În ce privește permiterea răului, Dumnezeu a împiedicat ca ei să-și realizeze planurile rele, dorințele inimilor, până la vremea hotărâtă, până când toate detaliile care lucrau împreună cel mai bine să împlinească voia lui Dumnezeu, da, s-au aliniat. Și atunci Dumnezeu a îndepărtat bariera care oprea, la fel cum un dig, da, oprește revărsarea apelor, tot așa, în suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a oprit influența asta a răului să-și s-o ducă la îndeplinire până în momentul în care ea lucra exact ceea ce hotărâse Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a îndepărtat ceea ce el oprea și ei și-au dus la îndeplinire propriile dorințe rele. În felul acesta, ei sunt responsabili pentru ceea ce au făcut și Dumnezeu și Domnul Iisus acolo îi mustră în privința asta. Și în același timp, suveranitatea lui Dumnezeu rămâne în picioare pentru că El este în control și El este Cel care lucrează toate lucrurile împreună.
De asta mai târziu, uitându-se la evenimentele acestea, credincioșii din Ierusalim se roagă și spun da, că toată conspirația asta, tot procesul, toată execuția lui Iisus n-au făcut decât să împlinească tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. În sensul acesta, interpretăm afirmația Domnului, acesta este ceasul vostru. Dar Domnul nu spune, este doar atât, este ceasul vostru, ci este puterea întunericului. Și asta, gândiți-vă, lucrurile se întâmplă noaptea. Da? Deci, efectiv, erau înconjurați de întuneric. Și Domnul le arată că ei acționează sub protecția întunericului, dar și sub influența spirituală a întunericului. De fapt, ei înțelegeau foarte bine lupta asta între lumină și întuneric. Și atunci Domnul le spune, voi sunteți instrumente în mâna lui Satan. Asta este ceea ce le transmite Domnul aici. Toate categoriile astea pe care eu le-am enumerat în mulțimea venită să-L aresteze pe Iisus, de fapt, au fost instrumente folosite de Satan pentru a distruge lumina spirituală. Atât pe ucenici, atât pe Domnul Iisus, cât și pe ucenicii Lui. Oare de-a lungul timpului, când ne uităm, nu acestea au fost categoriile folosite de Satan pentru a încerca să distrugă mărturia Domnului Iisus în lume și adunările Lui? Puterea militară, puterea politică, puterea religioasă și creștinismul apostat. Astea au fost instrumentele folosite de Satan în noaptea aceea a arestării Domnului Iisus, dar și ulterior de-a lungul timpului în încercarea de a distruge urma lăsată de Domnul Iisus și influența Lui lume. Domnul Iisus în momentul ăla se interpune între reprezentanții întunericului și ucenicii Săi, protejându-i până la urmă de ei. În felul acesta, El dă un exemplu, că în războiul spiritual în care El ne lasă să fim implicați, în asediul acesta asupra porților Hadesului, a puterilor întunericului, El este primul care conduce asediul. El este în continuare între noi și forțele răului, forțele lui Satan. Și în al doilea rând îi învață pe ucenici că în războiul spiritual contra lui Satan și a forțelor lui, nu poți să răspunzi cu armele lui. Asta este lecția pe care o dă tuturor ucenicilor lui când repară gestul lui Petru, când scoate arma și încearcă să apere cauza lui Hristos, da? Cu ascuțișul sabiei. Da? Și Domnul îi transmite mesajul, nu este acesta felul în care lumina câștigă împotriva întunericului, folosind armele întunericului. Cum i-a răspuns atunci Domnul nostru, capitanul nostru, lui Satan? Pentru că în răspunsul său învățăm ceva important și noi în războiul ăsta spiritual. Da. Chiar dacă trupurile noastre ar fi nimicite, cuvântul nu va fi nimicit. Asta este cel mai important lucru pe care îl învățăm uitându-ne înapoi la gestul Domnului Iisus și la felul în care El a răspuns în confruntarea aceasta. Tertulian spunea mai târziu că sângele martirilor este sămânța adunării. Și ce înseamnă asta? Prin propria experiență și prin experiența atâtor persecuții până în vremea lui, da? El transmite mesajul acesta public că persecuțiile și arestările și martirizările n-au distrus adunările lui Hristos, ci din contră, da? Le-au făcut să înflorească și să fie mai puternice și mai vizibile și mai înrădăcinate. De fapt, tocmai sângele acesta al martirilor este ceea ce a produs rodul generațiilor următoare. Da? Și cu cât a fost mai persecutată adunarea lui Hristos, cu atât a adus mai mult rod și cu atât au fost mai au avut o mărturie mai
puternică și mai însemnată în lume. Lucrul ăsta s-a întâmplat în nenumărate ocazii în istorie, nu doar pe vremea Domnului sau a Noului Testament sau chiar a lui Tertulian. Țin minte că la un moment dat, pe vremea anabaptiștilor din secolul XVI, împăratul Sfântului Imperiu, în ghilimele Sfânt, Imperiului Romano-German, a decretat ca judecățile și execuțiile anabaptiștilor să fie făcute noaptea și pe loc, tocmai pentru că execuțiile publice îi făcea, le întărea rândurile în loc să le rărească. Da. Deci principiul acesta îl vedem la lucru în toată istoria și asta este exemplu, marele exemplu pe care Domnul îl dă aici în grădina Ghețimani. Faptul că cel mai valoros bun pe care îl avem nu este viața fizică, ci este comoara aceasta pe care o ținem în vase de lut. Da? Este lumina spirituală pe care El a pus-o în noi. Este adevărul lui Dumnezeu în Isus. Este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și asta trebuie păzită și trebuie apărată și protejată și proclamată cu orice preț, dar nu cu orice metodă, cum îi învață Domnul pe ucenici în noaptea aceea, ci doar folosind armele luminii. Pe de altă parte, prezența Evangheliei adevărate într-un anumit loc, indiferent cât de puțin ar străluci, da, este cea mai mare binecuvântare pentru locul respectiv. Când Evanghelia, lumina Evangheliei se stinge, atunci bezna, întunericul spiritual înghite tot în jurul lui. Și, de fapt, asta vedem cum s-a întâmplat și lupta asta spirituală între întuneric și lumină. Lupta despre care Domnul i-a spus lui Nicodim mai devreme. A venit lumina în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Însă și faptul că i-au acționat noaptea în momentul acesta arată iubirea lor pentru mijloacele acestea ascunse folosite de Satan. Aceasta este puterea întunericului. Dar Domnul Iisus spune puterea. Deci nu doar întunericul. Aceasta este puterea întunericului. Și știți că în limba greacă există două cuvinte pentru putere. Dunamis, care înseamnă forță, da? Și exousia, care înseamnă autoritate. Termenul folosit de Domnul Iisus aici este autoritate. Acesta este ceasul vostru. Aceasta este autoritatea întunericului. Cum? Are întunericul, puterea întunericului, are Satan vreo autoritate? Domnul Iisus îl numește pe Satan. Asta m-a frapat, m-a făcut să mă opresc ochii asupra cuvântului ăsta. Este autoritatea întunericului. Satan este numit anterior, dar în Evanghelia paralelă, în Ioan, este numit stăpânitorul lumii acesteia. Stăpânitorul este termenul grecesc arhon, avem noi arhonte, un termen mai vechi. Arhon înseamnă lider, căpetenie, dar căpetenie care are autoritate. Da? Și Domnul spune, este căpetenia lumii acestea. El este liderul de care ascultă și a cărui influență este recunoscută pe domeniul lui, pe feuda lui. Are Satan influență și autoritate pe feuda lui? Este el ascultat de cei care îl recunosc în mod voit sau care resping în mod voit autoritatea lui Dumnezeu? Da, are. Domnul Iisus este cel care afirmă lucrul acesta. Mai târziu, cu câteva ore mai târziu, Domnul stă înaintea lui Pilat și Pilat încearcă să-i smulgă o declarație ca să îl scape cumva din mâna iudeilor. Nu pentru că era Pilat vreun sfânt. Din nou, ne stau înainte procesele Domnului Iisus și le vom studia în detaliu. Dar Domnul Iisus îi spune ceva principial în
Este relatat în Ioan 19, când Pilat îi spune, mie nu-mi răspunzi. Nu știi că am autoritate să te omor sau am autoritate să-ți dau drumul? Și Domnul Iisus nici nu contestă, nici nu răspunde direct la afirmația lui, ci spune, de unde ai autoritatea? Da? N-ai avea autoritatea asta dacă nu ți-ar fi fost dată. De cine? Cine i-a dat autoritate lui Pilat să fie procurator al iudei? Păi cezarul, literal vorbind, de unde a primit? Era o numire directă din partea cezarului, pentru că el avea și eu un statut special, era amicis cezaris, prietenul lui cezar. Și evident că numirea în funcție a fost făcută de un superior și până la urmă care era vârful ierarhiei imperiului? Tiberiu Cezar, care era în funcție atunci. Dar Domnul nu se referă doar la lucrul acesta, ci se referă la puterea spirituală. Pentru că în discuție era împărăția lumii acesteia și împărăția lui care nu este din lumea aceasta. Dacă era din lumea aceasta, slujitorii lui ar fi sărit în apărarea lui și l-ar fi apărat. Și nu doar că l-ar fi apărat, ar fi nimicit împărăția lumii acesteia, adică imperiul. Dar da? Domnul Iisus îi atrage atenția că autoritatea, de fapt, chiar și a cezarului, autoritatea lui Pilat și până la urmă ultimului soldat care a pus mâna pe el, este derivată până la urmă de la acela care are toată autoritatea și care este Dumnezeu însuși. El este cel care hotărăște limitele autorității, dar în același timp autoritatea vine cu responsabilitate. Chiar și Satan, înainte de cădere, a avut autoritate. Dumnezeu i-a dat o funcție, i-a dat o slujire și el era răspunzător peste slujirea respectivă. Da? Deci el avea autoritate peste slujba respectivă. Satan a devenit uzurpatorul. Da? Și aici trebuie să înțelegem că Dumnezeu i-a putea să-l distrugă pe loc? Putea. Nu a făcut-o. Și Satan devine Dumnezeul veacului acestea, devine stăpânitorul, adică capitanul cu autoritatea veacului acestea, pentru că Dumnezeu îi îngăduie până la o vreme lucrul acesta. Da? Și în al doilea rând, pentru că autoritatea înseamnă influență și recunoaștere, supunere, Satan este stăpânitorul lumii acestea. Da? A orânduielii acestea, pentru că lumea fără Dumnezeu se supune lui. Oamenii aceia care credeau că îi fac o slujbă lui Dumnezeu, că spune Caiafa mai devreme, este mai de folos să moară un singur om pentru popor decât să moară tot neamul. Oamenii aceștia, de fapt, erau instrumente în mâna lui Satan. Da? Nu erau slujitorii lui Dumnezeu. Chiar dacă în planul lui Dumnezeu, în planul mare, în imaginea de ansamblu, ei împlineau ceea ce Dumnezeu a hotărât. Da? Dar asta nu schimbă faptul că ei erau răspunzători ca să exerseze orice bucată de autoritate Dumnezeu le-a încredințat-o după principiile lui și lumina pe care el le-a dat-o. Satan este liderul, arhontele, stăpânitorul, conducătorul cu autoritate al domeniului lui, chiar dacă este uzurpator. Și Satan nu ezită să se laude înaintea lui Iisus și să-și fluture această autoritate, dacă vreți, să-și o expună ostentativ. Atât la ispitire, când îl duce și arată toate împărățiile lumii acestea și uite cine este el și uite ce a rezolvat el, ce și-a însușit până acum. Își arată ostentativ autoritatea în fața lui Iisus, dar și-o arată și în grădina Ghețiman și în toată regia aceea pe care el a orchestrat-o, arestarea, procesul și execuția Domnului Iisus, să știți că de fapt este în fiecare pas intenția lui Satan, este o luptă de autoritate. Țineți minte pilda vierilor? Da? Ei și-au însușit și voiau să-și însușească ceva ce nu este a lor. De asta i-au omorât pe robii stăpânului de drept. De asta au omorât chiar pe fiul, pe moștenitorul. Și Domnul le spune, asta este ceea ce voi încercați să faceți.
Este o luptă de autoritate, pentru că ei au înțeles, ok, îl omorâm pe fiul, îl omorâm moștenitorul, moștenirea via ne rămâne a noastră. Deci ce avem aici este o luptă pentru autoritate și Satan orchestrează totul în așa fel încât să îi arate ostentativ Domnului Iisus, moștenitorului de drept, că el are autoritatea peste acel domeniu. Jignirile, bătăile, arestarea noaptea, folosirea tuturor acestor instrumente, acestor oameni, arată tocmai spre lucrul acesta. Am spus când am vorbit despre Iuda că, de fapt, chiar și semnul ales în mijlocul nopții de Iuda condus de Satan este o batjocorire și o ironie pe care Satan încearcă să-i o adreseze Domnului Iisus și o batjocorire a ceea ce a pus Dumnezeu în oameni, ceea ce este sfânt și drept și frumos, nu? În relațiile dintre oameni. Satan, să știți că nu încearcă doar să-l omoare pe Iisus. Putea să o facă până la urmă pe loc, în Ghețimani. Acesta este ceasul vostru. Asta este puterea întunericului. Avea mult mai multe arme decât... Da? Și ideea era să le elimine cât mai repede, pe ascuns, ca să dispară din memoria publică. Dar n-avea autoritate. N-avea puterea să facă lucrul acesta. Da? Dar în același timp, Satan nu avea intenția asta. Satan avea intenția de a-i arăta, de a-i demonstra Domnului Iisus că a eșuat. Și voia să facă fiecare eveniment, fiecare element al poporului să se dezică de el. Liderii religioși, fariseii și preoții cei mai de seamă și cărturarii, experții în scriptură care trebuiau să te primească, care trebuiau să te recunoască, uite-i cum conspiră împotriva ta. Uite-i cum te resping și cum vor să te omoare. De fapt, ei înșiși, da? Calcă legea întrunindu-se noaptea tocmai ca să facă lucrul acesta. Ucenicii tăi? Păi tocmai un ucenic de-al tău, care a fost alături de tine și nu orice ucenic, un apostol de-al tău. Cel care întinde mâna cu tine în față, el te trădează. Deci, Satan încearcă, prin însăși metoda de execuție, că din nou, nu vorbim de chinurile fizice, care au fost oricum cumplite, vorbim de lupta aceea intensă spirituală din viața Domnului Iisus. Da? Satan încearcă să facă, să-l umilească pe Domnul Iisus și să-i arate că a eșuat, pentru că nu i-a recunoscut autoritatea la începutul lucrării lui, da? Și vrea să-l dezbrace pe Iisus de autoritatea lui. Și, să țineți minte cuvintele acestea, vă rog, să-l facă de ocară înaintea lumii. Este o bătălie pentru autoritate. Și asta încearcă Satan să facă în momentele acestea. Și am folosit cuvintele astea pentru că noi ne uităm acum în trecut și vedem că, de fapt, rolurile s-au inversat. Hristos, prin cruce, asumându-și moartea aceasta de ocară, fiind dezbrăcat, că până la urmă cei de pe cruce erau dezbrăcați. Știm că și-au soldații și-au tras la sorți haina Domnului Iisus. Și toate umilirile acelea n-au însemnat, de fapt, dezbrăcarea Domnului Iisus de autoritatea Lui și de puterea Lui. Tocmai prin smerirea aceasta, El este Cel care L-a dezbrăcat pe Satan și puterile Lui, da? De autoritate. Și le-a făcut de ocară, da? Înaintea lumii, prin moartea lui pe cruce, spune Apostolul Pavel mai târziu. De asta am folosit cuvintele astea acum în ce privește încercarea lui Satan de a regiza umilirea publică a Domnului Iisus. Avem o bătălie pentru autoritate, pentru influență aici. Satan încerca să îl dezbrace pe Domnul Iisus de autoritate. Iisus făcea, de fapt, același lucru. Câteva zile mai târziu, Domnul Iisus spune, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Satan încerca să-l dezbrace de autoritate în felul acesta, de fapt ăsta a fost calea prin care el a primit
toată autoritatea. A dezbrăcat pe Satan și puterile lui de această autoritate pe care au avut-o. Acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Da? Cuvintele Domnului de atunci reprezintă însă, să știți, și o proiecție pentru viitor. Va veni, spune Scriptura, un nou ceas al întunericului, în care puterile întunericului vor fi dezlănțuite și Satan va ști că mai are puțină vreme. Se va ridica la un moment dat al doilea fiu al pierzării, un nou Iuda, și acesta va fi anticristul. Da? Dar apariția și ridicarea lui, deși vremurile sunt înaintate și trebuie să-l așteptăm pe Domnul să vină după noi în orice moment, pentru că atât de târzii sunt vremurile, cu toate astea, apariția lui anticrist, spune Apostolul Pavel Tesalonicenilor în 2 Tesaloniceni 2, ridicarea lui este oprită acum. Nu-i așa? Chiar dacă taina fără de lege începuse deja să lucreze din vremea lui Pavel. Da? Dacă Satan ar avea mână liberă și autoritate, păi ar fi făcut lucrul ăsta mult mai devreme. Dar nu poate, la fel cum nici liderii aceia religioși, politici și militari n-au putut să pună mâna pe Iisus mai devreme. Până nu sosește ceasul. Până când barajul acela nu este dat la o parte. Despre asta vorbește Domnul și Pavel și în 2 Tesaloniceni cu privire la evenimentele viitoare. Da? Trebuie ca cel ce-l oprește acum să fie înlăturat din calea lui și lucrul acesta nu s-a întâmplat și asta înseamnă har pentru noi astăzi și har pentru lumea astăzi, că încă nu a sosit vremea respectivă, nu pentru meritele oamenilor și nu pentru că Satan e incapabil sau nu reușește să-și pună la îndeplinire planurile, să și le ducă, ci pentru că n-a sosit încă ceasul. Și ceasul acesta înseamnă mântuire pentru oameni. Da? Asta este Dumnezeu suveran peste istorie. Da? Trebuie ca numărul de plin al neamurilor să intre și atunci sosește ceasul. Da? Și atunci sosește ceasul. Evenimentele deci pe care le vedem aici sunt și o proiecție pentru viitor. Și la fel cum taina fără de lege a început, da, lucra atunci în ascuns, dar n-a putut să se manifeste public decât atunci când i s-a îngăduit, tot așa va fi și în viitor, în ceea ce pare a fi un viitor foarte apropiat. Dumnezeu este suveran. Da. Fiul pierzării nu s-a ridicat mai devreme decât a îngăduit Dumnezeu și nici ultimul fiu al pierzării nu se va ridica mai repede decât este îngăduit. Și atunci vedem că se vor uni din nou reprezentanții politici, reprezentanții militari, reprezentanții religioși și creștinismul apostat, da? Ca să, într-o ultimă încercare de a distruge mărturia Domnului Iisus. Lucrurile acestea încă nu s-au întâmplat, dar stau să se întâmple și știm că suveranitatea lui Dumnezeu este cea care hotărăște timpul potrivit. Nu Satan, nu oamenii, nu liderii mondiali, ci Dumnezeu. Dumnezeu nostru este în control. Noi suntem ucenicii lui și asta prin har și este un har extraordinar. Să știm că dacă ne mai dă timp, o zi, două, trei, o lună, un an, 10 ani, nu contează, timpul acesta este unic. Avem o lucrare de făcut în mijlocul întunericului, da? Dar nu vorbim despre acea putere a întunericului. Domnul să ne ajute să-i fim credincioși, Domnul să ne ajute să privim la Domnul nostru și să vedem, să ne îmbrăcăm în armele luminii și să vedem că apărarea cauzei lui este marele motiv pentru care el ne-a lăsat pe pământ. Și ce aș vrea să vedem privind la evenimentul acesta este în confruntarea asta dintre lumină și întuneric, care are loc și astăzi, da? Strălucirea luminii și continuarea strălucirii ei este cel mai important lucru. Este și ar trebui să fie cel mai important lucru pentru noi. Mai presus de bunăstarea noastră, de sănătatea noastră, de
bunurile noastre de însăși viața noastră, continuarea strălucirii luminii pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Și Domnul să ne ajute să crească, să fie pusă în sfeșnic și să lumineze în lung și în lat cât mai mult și cât mai aprins. Amin.